Toni. Sportivitate pe care rar o vezi pe terenurile de fotbal. Lovitura de la 11 metri. Se poate relansa această partidă. Iată, la doar un minut după ce Petre a reușit să ducă gazul în avantaj cu două goluri. Toni, gol! Gol Universitatea Cluj, 2-3. Ce se mai poate întâmpla în această partidă? În acest duel, Curtean pentru Dandea. Din nou Curtean. Nu a fost aici fault, a fost o intervenție la minge. Apostu îi trimite lui Raul Ciupe. Așteaptă o pasă Toni. Ciupe trimite acum către nigerian. Toni oprește balonul. Toni, gol! Gol Universitatea Cluj la a doua încercare. Toni reușește să marcheze în minutul 74. A ratat o ocazie uriașă. Puțin mai devreme Toni, imediat după ce intrase pe teren, acum reușește să fructifice o altă pasă extraordinară trimisă de Raul Ciupe. Aș spune că este o mare eroare făcută de apărarea dinamovistă. Iată încă o dată pasa lui Raul Ciupe, poziția lui Toni. Adversarilor lor, lucru care se pare că se va întâmpla și în această stagiune. Clujul este în general o echipă care joacă bine acasă. Oh, ce greșeală! A plecat din terenul propriu Toni. Dă mingea pe lângă Albuț. Toni are poarta goală în față. Toni continuă și înscrie simplu. 3-1. Toni în UACM rezolvă meciul. Gol marcat în acest sezon de Toni. Primul în 2012. Dar ce greșeală, ce greșeală la linia de fund. Oțelul a primit cele mai multe goluri din acest sezon în ultimul sfert de oră. 4 goluri au încasat oțelarii. Să vedem dacă vor rezista asediului de final al lui U, centrare la care Brăneț boxează. Toni, gol! Gol U Cluj, gol Toni, formidabil, nigerianul marchează al 4-lea gol în ultimele 3 etape și U Cluj reușește să salveze un punct in extremis după o primă eroare în această partidă a portarului Brăneț. Cât va fi prelungită această primă parte a jocului, Camora respinge, însă nu o face convingător. Cojocnean este la minge. Cojocnean în duel cu Renan, centrează Cojocnean pentru Păcurar, respinge Panin, Peralta, așează mingea pentru Camora, strigă și este auzit de colegul său Betu. Greșeală mare făcută de Betu. Toni încearcă să profite. Toni și gol! Universitatea Cluj, formidabil. Am vorbit despre faptul că Betu nu comite erori și că are parade extraordinare, însă acum a făcut o gafă epocală. Incredibilă greșeală a golkeeperului portughez, mult prea sigur pe el. A pierdut balonul în fața lui Toni. Iar Universitatea Cluj reduce în diferență în primul minut, în primul și singurul minut de prelungire al primei reprize. Iată ce greșeală face. Unul dintre puținele atacuri poziționale ale Sportului după eliminarea lui Chețan. Maxim întoarce pentru lung. Indicația de pe margine pentru Toni la faza anterioară a fost cât se poate de clară, fără fault, greșeală mare făcută de Patrichie. Toni încearcă să profite. Toni în fața golului și este, da, este gol. 2-1 pentru Universitatea Cluj. În minutul 42 marchează nigerianul Toni după o eroare uriașă a lui Răzvan Patrichie. Toni ajunge la 3 goluri marcate în acest campionat.
este unul dintre golgheterii Universității Cluj, cel mai bun marcator, Adrian Cristea, după penaltiul transformat în minutul 30. Pasă pentru Tonia, aflat în poziție regulamentară, Grecu pentru Boștină. Marinescu. Din nou Boștină. Marinescu. O pasă pentru Toni, primește Grecu, Grecu reușește să pătrundă, o pasă pentru Toni, șut din prima, gol! Mingea a fost deviată de Daniel Lung, însă cred că Toni poate fi creditat cu această reușită, mingea era pe spațiul porții, Toni face și el dubla. Excelentă pasă a lui Constantin Grecu și el a avut un rol principal în această partidă. Grecu a scos lovitura de la 11 metri din care Universitatea Cluj a egalat. Acum pasează decisiv pentru al patrulea gol al clujenilor, marcat de Toni Patru. Acțiune, Păcurar, intrat în criză de timp și de spațiu, a vrut să-i trimită lui Adrian Cristea. A recuperat Frăsinescu, Breveld, acum pentru Bauab, din nou Breveld, deposedat foarte bine de Bații. Se joacă în aceste momente pe contre. O pasă pentru Adrian Cristea. Adrian Cristea l-așteaptă pe Bații, trimite până la urmă lui Toni. Toni l-are în față pe Marcovic. Toni, ofentă, vine șutul, gol! Gol! 4-1 pentru Universitatea Cluj. Toni înscrie și el în această confruntare. Acțiune superbă a clujenilor și trupa lui Ionuț Badea are din nou un avantaj de 3 goluri. Dansul bucuriei, dansul victoriei pentru Cluj la 4-1. Echipa lui Ionuț Badea poate să se considere câștigătoare a duelului din Ardeal cu Gazmetan. Toni, jocal Șepcilor Roșii în această partidă. Sucala, locul său era însă în față, trebuia să se afle și el în careul Petrolului. Gabi Boștină. Boștină mai centrează o dată cu capul, Toni, gol! Gol, gol, Toni! Este victorie pentru Universitatea Cluj, adusă la ultima fază a jocului de nigerianul Toni. Sunt imagini extraordinare cu jucătorii Clujului bucurându-se ca niște copii în al nouălea cer și fotbaliștii de la Petrolul Ploiești prăbușiți pe gazon. Cu siguranță este cumplit, este groaznic să primești un asemenea gol. Toni Nuakaeme, un pic un metru mai în spate și Coșognan rămânea singur cu portarul advers. Putea fi 4-2 pentru Cluj, putea fi 3-3 la faza de mai devreme. Dacă Sucala nu trebătea în bară din 2 metri, adevărat, îl avea pe un gurușan în jurul său. Nu este offside la Toni. Lasă jocul să continue Marius Avram, nu s-a ridicat fanelul de la margine. Toni caută vincul, gol! Senzație aici la Bistrița, Toni Nuakaeme la o zi după ce a împlinit 18 ani, are ocazia să îi se facă ghetele de către Nasser Menasel. 4-2 pentru Cluj în minutul 92. Super meci am putut urmări în direct, dragi prieteni, împreună la GSPTV. Vedeți bucuria băncii de rezervă a Universității.